Bună ziua, dragii mei! Astăzi vorbesc despre axa nodurilor lunare, nodul nord în Fecioară, nodul sud în Pești sau nodul nord în casa a 6-a, nodul sud în casa a 12-a. Încep cu nodul sud. Nodul sud în Pești vă poate face să vă simțiți într-o zonă de confort privind practicile spirituale, intuiția, imaginația, călătoriile, capacitatea de detașare, mai ales dacă nodul sud este în Pești, în casa a 12-a. Cu alte cuvinte, aveți experiență din viețile anterioare în aceste domenii. Cu toate acestea, fiind nodul sud plasat în Pești, vă doriți să folosiți aceste abilități, talente, experiențe într-o variantă intuitivă sau imaginativă. Genul acesta de persoană lucrează cel mai eficient în domenii discrete, au rezultate foarte bune lucrând în zone izolate departe de ochii lumii. Bineînțeles, aici se include și spionajul, ca să fie clar. Apoi ne uităm la stăpânul tradițional al semnului în care se află nodul sud, în acest caz Jupiter. Bineînțeles, ne putem uita și la stăpânul modern, adică Neptun, dar Neptun are impact mai mult la nivelul maselor. Bineînțeles, are impact și dacă face conjuncție cu planete personale. Plasarea planetei Jupiter sau a planetei Neptun în harta natală vă arată cum aveți tendința să reacționați pentru a vă menține în zona de confort a nodului sud. Nodul nord în Fecioară vă amplifică calitățile acestui semn și mai ales a planetei care stăpânește zodia Fecioare, Mercur. Astfel, sunteți preocupați de rezolvarea problemelor prin soluții practice, să înțelegeți și să aplicați ceea ce știți mai bine să faceți și să fiți apreciați pentru asta, mai ales prin compensații materiale. Sunt persoane analitice, inteligente, practice, dar au și simț de observație și simț critic foarte bine puse la punct. Vă doriți să duceți o viață sănătoasă, respectând niște reguli clare. Aici se pot întâlni mulți contabili, programatori, doctori, asistenți medicali, asistenți sociali, dar și scriitori cu nodul nord în Fecioară. Dar să nu neglijăm și partea întunecată a manifestării nodului nord în Fecioară. Se poate întâmpla ca cei cu nodul nord în Fecioară să fie printre cei mai buni în spălarea de bani și fraude financiare, deoarece sunt foarte agili, inteligenți, fac conexiunile necesare și mai tot timpul sunt cu un pas înaintea celorlalți, care teoretic ar trebui să-i prindă. De asemenea, pot excela ca hackeri. Nu știu, să vă uitați dacă aveți posibilitatea sau ocazia la serialul de pe Netflix Fabrica de Bani, pentru că e foarte interesant filmul ăla și foarte bine făcut. Apoi ne uităm la stăpânul semnului. Mă rog, și cum spuneam, ne uităm și la stăpânul semnului zodiacal Fecioară. Plasarea lui Mercur în harta natală ne arată cum aveți tendința să acționați pentru a ieși din zona de confort prin învățarea unor lecții restante și cum să vă îndepliniți misiunea. Ca să fie clar, orice semn zodiacal sau nodul, orice planetă plasată într-o anumită zodie, sau în cazul ăsta nodurile lunare, au și partea lor întunecată, pentru că noi gândim și suntem educați să vedem lucrurile în alb-negru, bine-rău, frumos-urât, ceea ce, sincer, nu e tocmai ok. Poate tocmai de aceea există multă judecată în lumea asta și nu mai terminăm să ne judecăm unii pe ceilalți și pierdem vremea iurea. Dar asta e cu tot o altă mâncare de pește, ca să zic așa. Și aici e nevoie de o muncă
cu voi înșivă, și când mă refer la voi înșivă, nu mă refer numai la cei cu nodul nord în Fecioara. Nu e o muncă ușoară? Nu este imposibil să ajungi la o realizare a lucrurilor, să treci de bine și de rău, de această lume duală. Este util de asemenea să vedeți și aspectele dintre stăpânii nodurilor lunare, Mercur și Jupiter, sau Mercur și Neptun. Similar se procedează și la analiza nodurilor lunare în casele astrologice. Vă uitați la stăpânii semnelor zodiacale în care se află plasate nodurile și analizați similar ceea ce se întâmplă acolo și ce informații rezultă din acele conexiuni. Cel mai important este să vedeți aceste noduri ca un întreg, ele fiind echilibrate în manifestarea ideală. Această manifestare are legătură cu nivelul vostru de conștientizare a misiunii pentru care ați venit pe această planetă. La următorul vlog despre nodul lunare, voi pregăti un video despre nodul nord în balanță și nodul sud în berbec. Aveți grijă de voi. Pa, pa!